În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dar nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, ca toți să fie una, după cum Tu, Părinte, întru mine și eu întru Tine, așa și aceștia noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis din Evanghelia Sfântului Ioan, capitolul 17, versetele 20 la 21. Prea cu și prea cu părinți, iubiți frați și surori împreună, rugători. Duminica a șaptea, după marea sărbătoare a învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, este cea în care ne aducem aminte de părinții de la Sinodul I Ecumenic, de la Nicea din anul 325, care, prin insuflare dumnezească, au dogmatizat, au statornicit adevărul despre Isus Hristos, cel care, conform Sfintelor Scripturii, revelației dumnezeiești și a tradiției bisericii, așa cum creștinii îl trăiesc în experiența harismatică acesteia, este de o ființă cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt. De aceeași cinstire, laudă și preaslăvire. Cu nimic mai prejos decât niciuna dintre persoanele Sfintei Trăimi. Celelalte două persoane ale Sfintei Trăimi. Tatăl și Duhul Sfânt. Unul dintre cei care au avut un rol, a avut un rol deosebit în formularea cât mai limpede, cât mai accesibilă nouă oamenilor a acestui adevăr despre identitatea divină umană dumnezeiască și omenească a lui Isus Hristos, a fost Sfântul Atanasie cel Mare. Prin înscrierile sale, prin cuvântul puternic care dădea mărturie despre Isus Hristos, cel care este Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, Sfântul Atanasie cel mare a risipit, a fărmițat ideile uneia dintre ereziile care atentau la identitatea lui Hristos. Erezie al cărei nume vine de la cel care a generat-o și a răspândit-o. Arie, un slujitor cleric, foarte inteligent, îmbibat de filozofia greacă și mai presus de toate dominat de raționalism. Adică el a încercat să cuprindă în scoi, ca minții lui, adevărul despre Isus Hristos. Din această tentativă, eșuată, bineînțeles, din faptul că a pus mai presus rațiunea de credință, a fost izvodită erezia arianismului care susținea că Iisus Hristos este cel mult o creatură perfectă a Tatălui, nici de cum Dumnezeu, de plin, de săvârșit. Și de aceeași natură, de aceeași ființă cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Conform acestei logici strâmbe și în contrast cu Adevărul revelat, adevărul tradiției bisericii, Arie susținea că Dumnezeu Fiul nu își poate cunoaște nici măcar propria sa ființă, de vreme ce el este un fiu al lui Dumnezeu, înzestrat cu capacități deosebite cu harisma de a vindeca, de a vorbi foarte frumos, dar nu ca Dumnezeu. Era o eroare fundamentală în mintea lui Arie. De fapt, așa cum sunt toate ereziile din istoria bisericii. Acestea sunt cele care relativizează absolutul adevărurilor dumnezeiești, și absolutizează relativul adevărurilor omenești. Deci o inversare, îmi spune noi, față de adevărurile dumnezeiești. Arianismul și-a propus să le smulgă pe Dumnezeu din Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, cel care s-a întrupat și-a asumat umanitatea noastră în mod deplin, exceptând păcatul. Această tentativă de a-L zmulge pe Dumnezeu, de a-L extirpa pe Dumnezeu din Iisus Hristos, este cea care a generat un curent filozofic căruia ne supunem și noi astăzi cu toții. Umanismul. Acest curent, această filozofie, pune în centrul întregului eșafodaj ideologic, îl pune pe om, care se vrea să fie măsura tuturor lucrurilor. Adică tot ceea ce este în Universul acesta să pivoteze, să graviteze în jurul omului, excluzându-l pe Dumnezeu din această ecuație. Părintele Iustin Popovici ne spune că arianismul nu a murit. Este încă viu. N-a fost înmormântat. El trăiește cu vigurozitate și cu această tentativă de a-l evacua pe Dumnezeu, de a-l alunga pe Dumnezeu din lumea aceasta pentru ca omul să se simtă cu adevărat descătușat, desprins de orice fel de corset al unor norme morale, a unui anume fel de conduită, mod de viață care izvorăște din Evanghelie. Umanismul este expresia prin excelență a divizării. Pentru că nu-L mai are pe Dumnezeu în centrul său, cel care este unitatea absolută prin excelență. Cel care conferă omului starea aceasta de unitate și implicit umanității. De aceea, tentativa, orice tentativa omului de a-L scoate pe Dumnezeu din lumea aceasta, de a sparge această unitate a divino umanității pe care Hristos a instaurat-o, venind în lume. Unirea aceasta dintre Dumnezeu și om, această perihoreză, cum o numesc părinții, bisericii și în termeni foarte tehnici, am spune, întrepătrunderea divinului cu umanul și umanul cu divinul fără ca să se contopească, orice tentativă de a sparge această unitate sfârșește prin faptul că omul își trește propria dezintegrare, propria lui ruptură, mai întâi la untrică și apoi la nivel de umanitate. Este ceea ce trăim noi astăzi, o stare de dezbinare cumplită, care are în dărătul ei o dorință, o poftă nebună a omului de a renunța la tot ceea ce ține de sacru. O societate cristofobă care îl urăște pe Hristos. Vrea să renunțe la icoane, vrea să renunțe la prezența lui Dumnezeu în spațiul public, alungându-l doar în viața privată, intimă a fiecărui om. Auzim foarte mulți spunând, dacă tu vrei să-L trăiești pe Dumnezeu, trăiește-L în casa ta. În intimitatea ta nu-i nevoie să te duci la biserică. Nu e nevoie să vedem uh, atâția preoți în spațiu public, la evenimente culturale sau cu o importanță deosebită din istoria neamului nostru. Este prea multă prezență a sacralității, a sacrului. Ar trebui să mai renunțăm la aceasta. E bine doar dacă vă trăiți credința voastră în intimitatea casei voastre. Și atât, nu-i nevoie de prezența lui Dumnezeu în mod public. Și cred că va veni vremea în care a vorbi despre Dumnezeu, al propovădui, a mărturisi în ceea ce crezi, poate să constituie un delict, o infracțiune. Alta vreme cât societatea se dorește a fi seculară. Și secularizarea despre care se tot vorbește, nu înseamnă neapărat că Dumnezeu nu mai este centrul preocupării omului, ci că viața spirituală nu mai poate structura și fundamentele vieții societății nu mai pot fi structurate pe valori morale, duhovnicești, evanghelice, ci ele trebuie smulse, discreditate și relativizate. De aceea eu consider că Duminica de astăzi, dedicată Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, este una extrem de actuală. Părinții de la Sinodul I Ecumenic, de la Nicea din anul 325, au statornicit acest adevăr fundamental. Iisus Hristos este Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Dumnezeu de o ființă în virtutea faptului că are aceeași natură dumnezească, de o ființă cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Cu trăsătura distinctivă personală că Iisus, că Fiul lui Dumnezeu, se naște din Tatăl, din veșnicie, nu dintr-un anume moment istoric, cum susținea Arie. El a spus, că Isus nu este din veșnicie, ci este prima creatură dintre toate creaturile perfectă a Tatălui, dar nu din veșnicie. Sfântul Atanasie, așa cum v-a spus, a dat un răspuns definitiv, șcologică, luminată de credință. În scrierile sale ne spune că dacă în Sfânta Scriptură în epistola Sfântului Apostol Iacov se spune că la Dumnezeu nu este schimbare, nici umbră de mutare, adică la Dumnezeu Tatăl nu există o schimbare de statut, de calitate, să spunem ontologică. Dumnezeu este Tatăl din veșnicie. Nu poate să fie un moment în care El a devenit Tatăl, conform ereziei lui Arie. Arie care susținea că Fiul lui Dumnezeu are un început istoric, o intrare în temporalitate, ca și noi toți, adică nu este veșnic, înseamnă că a fost un timp, o perioadă, când Dumnezeu Tatăl nu era Tatăl. Este impropriu să-l numești Tată neavând fiu. A devenit Tată în momentul în care l-a creat pe Fiul, cum susține moderonat arie. Deci nu a avut din veșnicie această proprietate distinctivă a Tatălui de a fi Tată, care are un fiu. Ceea ce este în, într-o totală disonanță cu Sfânta Scriptură, care ne spune că la Dumnezeu nu este schimbare, nici umbră de mutare. Nu putea să fie un timp, o perioadă, în care Dumnezeu Tatăl să nu fie Tată. Este ilogic, nu avem cum să gândim în felul acesta. De aceea, nașterea Fiului lui Dumnezeu din Tatăl este veșnică și nu o putem gândi, nici măcar nu putem să facem o corespondență cu nașterea noastră a fiecăruia, venirea noastră în lume, care coincide cu o dată istorică, cu o zi în care a venit în în lumea aceasta. Și acela este momentul în care spunem noi că noi ne-am născut și ne calculăm zilele în peregrinarea noastră istorică pe acest Pământ în funcție de data în care a venit în lumea aceasta, ziua în care, în care ne-am născut. Și fiecare ne raportăm la această zi, până când Dumnezeu ne ține, în lumea aceasta trecătoare. De aceea Sfântul Atanasie cel mare, a dat o replică foarte serioasă, arianismului. Cel care, cum v-am spus, n-a murit, este printre noi. Trăiește și are această formă a umanismului secular, ateu. Cel care vrea ca Dumnezeu să dispară din umanitate. Omul este cel care are o valoare în sine. Fără Dumnezeu, fără precepte morale, fără Evanghelie, fără nimic din ceea ce ar putea să atenteze la această iluzie a libertății omului. Și multe din aceste tentative ale omului de a se desprinde de Dumnezeu sunt întrupate în această luptă ideologică pentru drepturile unor minorități. Aceasta este consecința faptului că am asumat un umanism fără Dumnezeu. Un, un umanism eretic, divorțat de, de Dumnezeu. Și de aceea omul, și noi astăzi, în contemporaneitate, trăim o stare de știziune. Observați cu câtă ușurință credem că avem dreptul să ne revoltăm, să îl desconsiderăm, să îl disprețuim pe cel de lângă noi. Pentru că există o, există o inversare a unui raport fundamental din viața spirituală. A omului. Raport care conferă demnitate. Și acest raport este cel în care ar trebui să primeze responsabilitățile și apoi, în plan secund, să fie drepturile. Ori în societatea în care trăim, întâi credem că avem numai drepturi, numai pretenții și responsabilitățile rămân undeva într-un plan nici măcar secund. Poate nu există. Pentru a menține ordinea și rânduiala, cumințenia și liniștea, atât la nivel personal, cât și la nivelul vieții de familie sau în societate, este absolut esențial ca să primeze, să fie pe prim planul, în prim planul vieții noastre, responsabilitățile. Și apoi vin drepturile și obligațiile care ni se cuvin și ne revin nou ca ființe umane. Unul dintre cei care a fost profeții nihilismului. Nihilismul înseamnă să nu crezi nimic. Așa, puțin simplific, bineînțeles. Filozofic e mult mai complicat. Să unul dintre profeții nihilismului, despre care sunt convins că ați, a, ați auzit, nici. De ce îl aduc pe el în discuție? Pentru că el, cel care a contrastat cu adevărul bisericii, a spus totuși un lucru fundamental. Atunci când dispar valorile înalte, se exprimă în felul acesta, adică valorile morale, valorile care decurg din Evanghelie, cele care conferă cu adevărat demnitate omului, se instaurează nihilismul. Adică tendința aceasta de a relativiza și de a demoniza absolut totul. Nu mai există valoare. Totul se relativizează. Se relativizează, este disprețuită spiritualitatea, viața în Hristos. Unii persiflează, spun, da, ce credeți voi într-o iluzie? Unde-i Dumnezeul vostru? Credința voastră? O prostie. Minciuni numai. În care voi credeți? Cei care sunteți creștini. Și de aici se continuă tentativa aceasta de a relativiza absolut totul ce ține de valoare. Când relativizez valorile morale, și nu le dai nicio importanță. Ajung să relativizezi și cultura unui popor. Tradiția unui popor. De fapt, umanismul secular, care este o reîntrupare a arianismului, este cel care se descotorosește de tot ceea ce noi numim tradiție. Rădăcini. Nu avem nevoie de rădăcini. Noi trebuie să fim, așa să ne închipuim, ca un copac suspendat în aer. Este ilogic. Este imposibil să ne gândim lucrul acesta. De unde să, să crească rădăcinile acelui copac? N-am auzit până acum copaci pot fi suspendați, dar cu un anumit mecanism care să aibă legătură cu pământul, care să-i hrănească, să fie o sursă de, de apă și așa mai departe. Nu poate crește un copac fără să aibă o sursă de apă, de pământ. Este ilogic, o nebunie. La fel omul nu poate trăi fără să simtă rădăcinile lui, credința, tradiția pe care noi ne fundamentăm. Și de aceea umanismul, umanismul acesta, l-auziți vorbindu-se omul și omul, drepturile lui, fundamentale, dar nu ni se spune naturale, drepturile fundamentale, orice, sunt atâtea acum inventate. Dar despre drepturile naturale ale omului, care sunt cu adevărat fundamentale, nu ni se vorbește. E un drept fundamental să nu distorsionezi, să nu desfințezi diferența de natură sexuală dintr-un bărbat și o femeie. Astăzi, observați, sexul biologic nu mai constituie o diferență naturală, ci doar cel psihologic. De aceea unul va spune, bărbat fiind că el se simte ca o femeie. Și dreptul lui să renunțe la statutul de bărbat. Chiar dacă biologic, el este bărbat. Și să-i se recunoască, sunt atâtea situații în Europa și nu numai în Europa, în care unii protestează că nu le este recunoscut statutul lor pe care și l-au asumat în timp. Un statut bazat doar pe trăiri, pe cum se percepe omul pe sine, însuși. Nu pe realități naturale, pe care n-ai cum să le schimbi. Oricât te strădui lucrul acesta. Și observați cum drepturile, unele drepturi fundamentale ale minorităților, sunt cele care răstoarnă datele naturale. Ori drepturile fundamentale sunt în primul rând cele naturale. Un alt aspect legat de avort. Femeile spun, dar eu sunt stăpân. Stăpână, noi suntem stăpâne pe corpul nostru, pe trupul nostru. Nimeni nu poate să ne dicteze când să aducem sau să nu aducem un copil pe lume. Cu alte cuvinte, este justificat dreptul la crimă prin avort. De ce? Pentru că omul să crede stăpânul său, pe propriul corp. Și acestea sunt drept, avortul. Dreptul adică de a ucide pe cineva care nu se poate apăra. În niciun fel. Asta e o crimă cumplită și groaznică. Dar în virtutea faptului că tu ești stăpân, decizi ceea ce vrei să faci. Nu primează viața copilului viața celuilalt, comuniunea, dragostea față de cel zămislit în pântecele unei femei. Ce egoismul ei, puterea, faptul că este stăpână. Și vedeți cum am dat la o parte niște valori fundamentale care ne duc în nihilism și nihilismul este cel care te duce în anarhie. De aceea e de bandadă, de gringoladă, peste tot. Și mă opresc V-am făcut un mic tablou cât am reușit eu a ceea ce implică umanismul secular, cel care este o reîntrupare a arianismului. Adică umanismul care spune omul în măsura tuturor lucrurilor, Dumnezeu să stea acolo unde vrea în cerul. N-avem nevoie de prezența lui. Și unde nu este Dumnezeu în viața omului, totul este nebunie. O nebunie groază și dispare respectul față de demnitatea persoanei umane. Nu ne mai respectăm unul pe celălalt. Și închei cuvântul meu ca o concluzie cu un text din părintele Iustin Popovici, sfântul Iustin Popovici, care surprinde foarte bine această prezență a umanismului ateu secular în viața noastră, celor care trăim în secolul al XXI-lea. Arianismul nu a fost înmormântat încă, astăzi el este mai la modă și mai răspândit decât oricând. E răspândit ca un adevărat suflet în trupul Europei contemporane. Dacă priviți la cultura Europei, în adâncul ei veți găsi ascuns arianismul, toate se rezumă aici la om și numai la om. Și chiar Dumnezeul om, Hristos, a fost redus la cadrele unui om. Cu plămada arianismului s-a plămădit și filozofia Europei. Știința ei și civilizația ei și în parte religia ei. Pretutindeni și în chip sistematic, Hristos este pogorât la starea de simplu om. Dumnezeul om este dezbrăcat continuu de ceea ce este el în realitate. Opera lui Arie se săvârșește în mod continuu. Religia în limitele rațiunii pure a lui Kant nu este altceva decât o nouă ediție a Arianismului. Dacă vom primi pe Hristos cu măsura lui Kant ca rezultat, ce rezultat credeți că vom avea? Vom avea un Hristos om, un Hristos înțelept, dar nici de cum un Hristos Dumnezeu om. De unde atât arianism astăzi? De acolo că omul a devenit astăzi măsura tuturor lucrurilor. Măsura tuturor ființelor și a lucrurilor văzute și nevăzute. Măsurând după sine însuși toate, omul european respinge tot ceea ce este mai larg decât omul. Mai mare decât omul, mai infinit decât omul. Măsura lui strâmtă îngustează pe Dumnezeul om, pe Iisus Hristos, reducându-l la om. Colivia păcatului reduce puterile de zbor ale minții, celei mândre, și aceasta nu mai vede și nu mai cunoaște nicio realitate mai, mai mare, mai presus decât ea însăși. Isprava mai presus de mintea credinței în Dumnezeul om, Hristos, sfărâm această colivie și deschide Mintea realităților infinite. Sinodul I Ecumenic a hotărât odată pentru totdeauna rolul minții în explicarea persoanei Dumnezeului om, Hristos. Rolul ei este acela al supunerii. În creștinism, credința conduce, iar mintea este condusă. Cunoașterea este roadă a credinței care lucrează prin iubire. Și activă în speranță. Amin!